Ui, și am ajuns în Hong Kong. Hai să vedem cum trecem de tăchecele. Nu e acolo litere chinezești. Ui, bă, vedeți că au tren aici în aeroport. Nu, am trecut de pașapoarte. Vedeți că aici nu vă pune ștampilă, vă dă nu știu ce foiță și bănuiesc că trebuie să n-o pierdeți. No. Bine, hai să văd cum ajung în oraș. Aici ai frig și am us în pantalon scurt și tricou, am asta este. Noi luam ceva pe drum, bine, am us 20 de grade, e ok. No, bine, de aici ne luăm ticheti către oraș, zice. Băi, o mizerie, o trebuie să stau la coadă. Imaginați-vă că pe ăsta nu se poți lua cu cardul și aveam bancnoti numai de 500 și nu puteam băga. Și am stat 10 minute la coadă. Deci, bă, știți unde mai vedeți din astea? Numai în Oradea. Deci în Oradea sunt parcometre din alea pentru mașini să-ți plătești parcarea. Și poți plăti numai cu monezi. Bă, frate, bă, eu nu înțeleg, mă, zici că ăștia trăiesc în evul mediu și ăștia din Hong Kong. No, deci aici aștept autobusul, dar e scump rău, adică e vreo... Nu autobusul, mă, trenul. Nu înțeleg, îți două uși sau ce acolo. Deci, e vreo 70 de lei, mă. 60-70, adică dacă sunteți două persoane, cred că iese mai ieftin să mergeți cu taxiul. Ui, no, pornim imediat. Bă, mi-am luat țeapă, eu mi-am luat bilet până în Hong Kong, că tehnic am crezut că ăsta e Hong Kong-ul. Bine, am, eu sunt Hong Kong, dar stația se numește Hong Kong și o trebuia să iau până la Kowloon, Kowloon ăla. Hai să văd dacă pot ieși, dar ce? Doamne, bă, ce prostie, și am și plătit în plus, deci am plătit vreo 10 lei în plus, mă. A, lasă. Bă, ce țeapă mi-am luat, mă. Deci vedeți că Hong Kong e stație, eu i-am zis la Hong Kong. No. De unde să știu, mă, că ăsta mere în nu știu unde? Deci nu înțeleg pe unde ies, mă, așa mă enervează prostiile astea, mă, de unde meream în sus? Ne. Bă, deci asta nu se mai gata, mă, am e ridicol, nu? E acolo scări, aici scări, pe unde să mă duc? Mă, fii atent, mă, că le-or încurcat ăștia, nici nu mai știu am unde. Cine construiește mall în gară? Deci, bă, când intri în gară, da, deci primul lucru pe care îl faci într-o gară e să ieși din ea, da? Nu să-ți faci cumpărăturile. Uai, deci ăștia... Mă, uite-te, am... Deci uitați-vă, scări în jos. No. Și unde vrei să mă duc, mă? Vai, șamar, uai, de... Unde să mă duc? No, fii atent, mă, că nici nu pot ieși. Și mi-a arătat o pătăche panourile. Uite, mi-a arătat pătăche că aici ies. Uite, nu pot ieși, frate. Unde ies? Unde ies? Uite. Să vă arăt cât de prost sunt făcute astea. Da, zice Kowloon Station. Nu, zice taxi, da, vreau să ajung la taxi, da? Deci mai înainte mi-a zis să mă duc în sus, să vin pe aici, am un zice, duc în jos. Nu, no, mă duc în jos, fii atent. Am ajuns jos și nu mai văd taxi. Deci am ajuns aici și nu mai există taxi, uite. Uite, nu mai există taxi. Și mi-a zis să vin pe aici, da? Ne, stai că este acolo, stai așa. Taxi, da? Taxi, bun, bun, hai. Hai să văd taxi. Uitați-vă, n-am cum ieși de aici. Deci, efectiv, e o autostradă și n-am cum ieși. Bă, de ce o mizerie, mă. Am ajuns. Cred că ăsta mi-e hotelul. Hai că văd. Deci, zice 02. Deci, dacă mi-a dat de-aia cu fără jam. Deci, ăsta am dat 50 de euro pe noapte. Și ăsta costă, nu știu, 200-300 de euro pe noapte. Bă, dar ce mere aici? Stai să opresc aerul, mă. E un mini cotez, dar hai să vedem ce priveliște avem. Ah, nu e rău. Bine, stai că nu vedeți. Mă rog, am unul să vedem, da. Da, uite. Bă, sunt curios de hârtie. Stai. Stai să opresc prostia asta. Cine dă, mă, că și așa e... Ne. Unde ești? Aia din aia două staturi. Două prosoape, îmi place. Bun, la taxi am plătit nici nu știu cât. Mi-am luat un SIM card, nu știu cât costă, 5 euro. Pare că are ceva pe el, dar fiți atenți aici. Mamă mia, zice. Zici că ești la noi, numai îți mai înalte blocurile. Hai că bag cartela să văd dacă mere sau ba.
Pui, ce îmi place să mănânc aici, am ajuns în Hong Kong, China. Hai să ne plimbăm, de fapt nu mă, Hong Kong, Hong Kong, nu știu, în fine. Hai să ne plimbăm și să mâncăm. Deci ăsta mi-e hotelul, Silca, nu știu cum, dar e scump. Deci eu ce am făcut, am văzut că prețurile sunt ok până la sfârșitul lunii martie. Și atunci am zis, bă, trebuie să mă grăbesc să vin în Hong Kong, că după aia erau cam cu 50 sau și duble. Da, 50%. Ce-i scump aici? Bă, dar ce blocuri au. Dar seamănă cu Taipei-ul incredibil de mult. Bine, m-am plimbat aseară, dar mie mi se pare că seamănă. Deci ce-i scump aici? E apa. Deci când mi-am luat apa aseară, eu am crezut că am greșit cursul valutar. Zic, bă, dar n-are cum să fie. Nu, așa e, 8 lei apa. Cea mai ieftină vreo 7 lei. O sticlă de 1 litru jumate. Nu-mi veni să cred, adică nicăieri n-am cumpărat apa așa de scumpă. Interesant. Mama mea. Dar nu-i rece pe aici. Bine că nu mi-am luat pantaloni și bluză, că am vrut să-mi iau. Dar tot mă uitam la vreme și tot vedeam 20 de grade, 18 noapte și am zis, bă, în oraș 20-18 e ok, că ziua bate soarele pe trotuar și atunci și seara și noaptea e ok, că încă iese căldura aia din trotuar și din clădiri. Ce e aici? Public Street. Public Garden, zice. Ah, stau oamenii și joacă table din alea. Bă, vedeți că aici ci că striade, mă. Deci am citit pe neci că unul din 35 de bărbați face parte din triade. Ne, hai să-i numărăm. Deci 1. Fii atent. 2, 3. 4, 5. Stai așa. 6, 7, 8. 9, 10, hai că ne apropiem de 35, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, îi număr și pe aia din stație, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, iai, încă 4. E unul în spatele meu, 32. Ăsta e 33. Mama mea, uite ăla e 34. 35, ăsta cu negru. Mama mea. E din triade. Vă dați seama. Ai, 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 zice. Ei, bambuș. Deci nu înțeleg cum ar putea face ăștia, frate, schelele din bambuș. Adică, nu, chiar nu înțeleg. Deci, poți intra 90 de zile aici, dar e scump. Hotelul, ăsta l-am prins eu la reducere, că altfel era nașpa. Bă, hai să văd cât de ieftin este. $20, 10 lei, 5 bucăți. Wow, e chiar ieftin. Surprinzător de ieftin. Hai să vă arăt apa. Dar nu văd pe aici. Nici cireșe, wow. McDonald's, wow. Nici burger. Ar mere un McDonald's, dar nu, din păcate nu stau numai azi, mâine și poi mâine mă duc. Deci nu prea apuc, numai poate pe canalul celălalt. Amu, trebuie să mă duc să mânc. Mă, pare o leacă mai organizat decât Taiwanul. Dar nu știu ce să zic. Uai, văd aici ceva de mâncare. Și pe aici, ci că este o stradă unde fac ei mâncare, e ceva night market. Stați că încerc să o găsesc am. Na, deci asta ar fi Temple Street. Uite că deja asamblează băieță. Vedeți? Și asta cred că e din triage. Taximetristul. Ne, poliția. Bun, deci aici e street food-ul.
Doamna, acolo văd că a început ceva să facă. Dar încă nu s-au deschis tăchii. Bă, deci ce țeapă mi-am luat, mă, cu biletul ăla seară. Vai de viața mea. Deci am plătit vreo 15-20 de lei în plus. No, păi cam ăsta e. Bine, am unui cam ăsta, dar trebuie să mă duc și la blocurile alea, nu știu pe unde ies. Alea mai ciudate. Bine, am, că nici pe aici nu-i tocmai, nu știu, plăcută priveliștea. No, hai că caut pe undeva de mâncare. Money exchange, hai că-s curios cât îmi dă euro aici. Am unul schimb, că după cum știți, am schimbat în Malaezia. Da, păi nici nu-ți dai seama, frate, ce e aici. No, bun, hai la mâncare. Ni, hai să vă arat apa. Deci 7-Eleven și Circle K ăsta. Uitați-vă, 15, aia 2 la 15, dar unde e apa aia mare? Bă, ăștia n-au numai de asta mică. Bă, nu știu, mi-am luat țeapă atunci cu apa, că oriunde căutam acolo în jurul meu, nu era decât, adică sub, nu știu, 14 dolari n-am găsit, adică vreo 7 lei. Bă, pe ăsta l-am mai văzut toată pe stradă. Trebuie să iau magneți, neapărat. Ieftin aici, ieftin, ieftin. Aici ai 4 dolari? Bă, nu-mi dau seama, deci aici ai 2 lei o sticlă. Ați văzut diferența? Deci aici dacă îți luai 2 sticle, îți dădea la 8 dolari, dincolo la 15, exact aceea sticlă. Deci e ceva super dubios și nu-mi dau seama exact ce e. Nu știu, diferența e mult prea mare la magazinele astea, n-am idee care-i faza. Hai că mă pun și-o la o masă pe aici undeva. This one, food? Fun. Hey. Okay, okay. Okay. I need more tea. Coffee? Iced tea. Iced tea? Lemon iced tea. I need more beer. Yeah. Alright. Okay. Ui, bă, deci n-am nicio idee ce am comandat. Stai să vă arăt meniu. Zice ăsta. Zic, păi nu știu ce e, no. Zic, adun, ce să le zic, frate? Trebuie să plătesc vreo 25 de lei. 30, nici nu știu ce mi-aduce, aia e faza. Ui, no, mi-a ajuns Ice Lemon Tea-ul ăsta chinezesc. Și mâncărica. Mama mia, zice, bun. Deci asta e mâncarea, zici că e un fel de mic dejun, bănuiesc că e cu porc, orez, ochiuri de ou și nu știu ce. No, bun, hai să băgăm. Mă, e bună. Nu-i dulce, nu-i, n-are gusturi ciudate. Mi-e și pune carne ca lumea. Dar se vede cum i-o servi pe alții. Care chinez, le-au dus șervețele, le-au pus apă în pahar. Aici așa mi se parcăz oamenii. Unii sunt destul de ok, ceilalți așa mai repeziți. Ni hao, pac, pac.
Ce fain e gălbănușul. Bă, poate e ceva găină de-aia de casă, că e portocaliu de numai. Și bun. Mai chiar ok meniul. Mă așteptam să fie ceva nașpa. Da, e ok. Bă, ce limbă interesantă au ăștia. Aici cred că vorbesc chinezească. E diferită de restul Asiei. Și la pronunție, și la câte cele. Mie îmi place, adică sună interesant. Ni hao la sună, nu știu, ca și cum cineva s-ar urca pe un cal și ar zice di hao, di hao. Ce nu știu ăștia în Asia? E să facă slănină. Ai, ai. Dacă a reușit să facă, ar veni turiști aici jumate de pe glob. Dar așa nu vin. S-au cârnați. Bun. Cam ajunge la cam păstă medie, nu zic. Așa mai crispy. Nu, bine, hai că bag și ăsta. Văd cât am de plătit după aia, că nu-mi dau seama. Nu, deci vreo 30 de lei o costă atât. Nu-i neapărat ieftin Hong Kong, așa mi se pare. Nici la mâncare, nu știu amu, dacă în altă parte e mai ieftin, dar 30 de lei pentru orezul ăla cu iced tea. Nu știu, în alte țări dădeam poate 10, 15, 20 maxim. Nu, bine, hai că mă mai plim sau nu știu ce să fac, mă. Hai să mai văd. Bă, nu știu, m-aș duce pe partea aia altă, dar stai alea. Adică în sudul insulei, că eu, de fapt, în sud de insula, eu să am pe, nu știu pe ce, să văd niște clădiri, niște blocuri din alea, da. Bă, n-am chef dacă e aglomerat rău la metrou, nu mă bag. După cum pare, pare a fi aglomerat destul de rău. Hai că mi-n cer norocul, ci că poți plăti cu cardul. Dar cât e intrarea aici? Bă, așa era și în Tokyo și așa m-am încurcat acolo, erau nu știu câte intrări. Eu trebuie să iau linia roșie, care aia? Nu înțeleg. O fi aici jos. Asta e, mă, oi, du-te tonti de ce că sar pe asta chină. Bă, deci fiți atenți că și scările astea sunt rapide. Deci până amu am văzut în Budapesta. Unde am mai văzut? În Hong Kong, nu, în Bangkok și Hong Kong. Uai, ce bine e. Deci mă înțelegeți? Astea scări. Ne. Deci asta e viteză. Oi, oi. Mă, bun, hai să ieșim cumva. Am ajuns în Central, pe insula aia din sud. Stai să văd cum ies de pace. Tot exit, exit, păstă tot. Păi zi-mi unde e ieșirea, nu exit, păstă tot. Nu poate fi amul păstă tot ieșiri. Așa mă enervează tot timpul, te învârți așa iurea câteva minute până dai de ieșire. Știi? Ne. Airport Express. No. Uite, aici e ceva ieșire, hai să o vedem. A, pe aici. No, bun, hai să vedem, ne lasă să ieșim cu cărdulețul orba. Hai că ies eu pe aici, nu? Că asta e ieșirea mea. Opa, m-a lăsat. No, bun, hai să ieșim. Hai mă, dar unde e? Uite, acolo e ceva ieșire. No, și ăsta e centralul. Nu știu exact ce e pe aici. Nu prea îmi dau seama. Ceva bănuiesc că locuri de muncă corporatiști din ăștia. Încerc să caut blocurile alea pe care tot le vedeți în poze. Aici nu par să fie și cred că trebuie să iau linia albastră. Stați că mă uit. Aia fiți atenți. Quarry Bay, zice. Wow, nimă tramvai. Nimă că aici sunt păduri.
munți, dealuri. Vedeți că cardul ăla de la metrou numai Visa poate fi. Deci Mastercard am văzut că nu acceptă. De aici e practic clasa muncitoare. Bă, nu știu, să trăiești în blocuri de-astea. Am nu știu cum îs pe interior, dar când mă uit la ele, plus sunt aparatele alea de aer condiționat, cum sunt în Filipine, de alea puse pe geam. Și bă, alea fac un zgomot, deci n-aveți idee, adică toată viața să trăiești cu un aparat de la... Vai de viața mea! Tot timpul îi vâjii de la în continuu. Nu se joacă băieță. Au jocuri de alea, Taj Mahal, nu știu cum îi zice. Bă, hai că zona asta nu-i rea, adică un apartament aici nu-i neapărat rău, adică sunt care văd că au aer condiționat de la normal, cum avem și noi, dar nu știu, își pun tot felul de prostii la geamuri, ba își fac geamurile mici, ba nu-i înțeleg, adică bă, frate, lasă să intre lumina aia, știi, zici că stau tot pe întuneric, tot s-ascund, nu știu ce, ăștia au o grămadă de perdele în geam. În frate, dă-le la o parte și așa nu bate soarele, lasă-l să intre. Hai să vedem blocul ăsta. Deci ăsta e unul din poze. Nu știu cum mă duc în spate, stați-le. Nu fiți atenți. Hai să vedem dacă putem merge în spate cumva. Bă, dar ce e pe aici aglomerație? Opa, cred că... Interesant. Da, mă, dar să trăiești aici, n-ai lumină naturală o bună parte din an. Pe partea asta. Numai aia care, nu știu, de la etajul, de la jumătate în sus, poate. Ne. Na, bine, cam asta e. Asta am vrut să văd. Uitați, au grătare, gratii la jamuri. Nu știu, e ciudat să trăiești pe aici, zice. Na, bun, hai că mă duc și ne auzim mai încolo. Na, hai că a venit seara și merem să băgăm undeva. Na, bun, ei. Era aici lângă hotelul meu ceva, dar nu știu dacă mai o să vedem. Plus erau și magneți. Deci ăsta e night market-ul ăla. Mi-a zis că nu-i nimeni pe aici. Magnez, 5 lei bucata. Nu, deci pe aici au mâncare. Da. Nu poți mânca nici nu știu unde, în picioare. Mă. Scoici. Am văzut magneți la 15 lei 5 bucăți. Wow. Trebuie să-mi iau. No, bine, dă-i încolo. Nu-i nu știu cât de interesant asta. Hai că mă duc înapoi în zona mea. E și stinky tofu să simte pe undeva. Mă duc în zona mea și găsesc undeva să mânc pe acolo. Nu, no, am luat clay pot rice cu duck leg, nu știu ce. Ui, bă, deci durează incredibil de mult. Ori au uitat de mine. Deci e efectiv rață cu orez. Și rața văd că o au atârnat acolo, adică nu e mare lucru. Dar-s bibole aici, bă, deci când mă plimbam pe aici pe la mâncare, pătăți care erau chinezi invitau, hai dați la masă, știți că ăia care stau cu meniurile deschise și hai dați intrați la noi, nu știu ce. Mie, în schimb, nu mi-o zis nimeni nimica. Și treceam pe lângă ei, nu ziceau nimic. Cred că e prima oară când mi se întâmplă așa. Nici în Taipei n-am. De fapt, în Taipei n-am fost la street food din asta așa să mă invite la masă, dar nu. Mi-au adus ice tea. Nu știu unde s-au dus în partea aia. După el. Nu prea îmi place cu mâncarea pe aici. Să fie așa de greu să-ți comand, să... Bă, bivolii sunt și ce frate.
fița ta, nu știu ce. Claypot. Claypot să fie atunci. Cărniță. No, bun, hai să vedem. No, e prea cald. Bă, atunci înseamnă că o dura mult, că eu mă așteptam să fie, nu știu, ceva rață. Eu am crezut că e ceva simplu, orez cu rață. Nu știu exact ce-or fă cu ei, dar... Prea cald. Mult prea cald. Hai să încercăm cu nebuniile astea. Nu, rata e bună. Așa mai sărată parcă. Hai că mai aștept eu până să mai răcesc și asta, dă-o încolo. No, bine, hai că ne auzim atunci mâine. E cam pe asta media mâncarea. Îmi place. Ne auzim mâine atunci. Păi, bă, deci azi m-am trezit la ora 2, mă. Atât am dormit. Și din ce cauză? E că am mai pățit în Dubai. Cred că e din cauză că nu pot deschide geamurile la hotel. Și atunci, nu știu, cred că se adună dioxidul ăla de carbon, bănuiesc eu, dar nu știu dacă e adevărat sau nu. Fiindcă și în Dubai, când stăteam la hoteluri din alea, bă, atâta dormeam de numai. Deci azi am zis eu că o-i vizita, că nu știu ce. Dă-mi părți, că deja e 3 jumate sau câte. Dar e vreme faină și hai că merem să mâncăm undeva. De fapt, nici nu prea aveam ce vizita, am vrut să mă duc la un templu, dar apoi calea pe care le-am mai văzut în Taipei și tăchea. No, și știți care e faza aici? Că mâine trebuie să mă trezesc pe la 8-9 dimineața. Dacă acum m-am trezit la 2, cine știe când m-o putea culca la noapte? No, vă dați seama. Deci da, nu mi-e ușor pe aici. Bă, atât am zis că oi mânca un burger aici, că aș vrea să filmez la McDonald's pentru canalul celălalt mai de seară. Bă, mi-am luat la... Oare de viață, mi-am luat la magnet, n-aveți idee. Mă, de fapt, hai să-mi zic și părerea. Bine, am un an stat în total 4 zile, din care 2 efectiv, că prima zi am venit și mâine mă-i duce. Mă, ce să zic, am un n-am mâncat prea mult, dar ce am mâncat a fost chiar ok comparativ cu Taipei-ul. Oamenii mi se par așa mai mult ei cu ei, adică nici meniuri în engleză, nici mai ales în zone de-astea turistice, cum e zona asta, că e chiar centru. Da, nu sunt tocmai cei mai cei oameni, adică ca și străin mi s-a părut că s-a așa o leacă marginalizat comparativ cu alte țări. Adică nu le pasă neapărat de turiști. În Taipei n-am simțit chestia asta, nu știu ce să zic. Parcă era un pic mai diferit. Aici oamenii mai în vârstă am observat că-s mai supărați. În schimb, ăștia mai tineri păreau destul de ok. No, bun, cam asta e. De scump mi se pare scump și mâncarea și o grămadă de alte chestii. Cazările nu mai zic. Cred că dacă vreți să vizitați Hong Kong, ar trebui să veniți, nu știu, ianuarie, februarie, martie.
După aia mi se pare că se schimbă prețurile la cazare. Măi, în rest, ca și oraș, ce să zic, mi se pare ok. Transport în comun funcționează. Nu cred că aș vrea neapărat să trăiesc aici, dar așa de vizitat un 3-4 zile, a zice, maxim. Eu și în Taiwan am stat mult prea mult, acolo puteam sta 5-6, maxim o săptămână. Dacă vrei să te lungești și aici, maxim o săptămână, așa, dacă vrei să mergi, nu știu, o oră pe zi, hai să fug o leacă. E plin de lume, sunt și mall-uri, cred că eu n-am fost amul la mall, dar găsești, na. Bă, plus comparativ cu Taiwanul, mi se pare mult mai plimbabil orașul ăsta. Deci au ăștia aici. Cred că au plechiche din alea. Ah, nu, nu, nu. Ceva nebune. Frigărui de alea mizerabile. Eu nu le suport alea. Păstă tot în Asia, biluțe, aia, creveți, bilă, octopus, bilă, nebunii, bilă. No, bun, hai că m-am plimbat destul, hai să mai și căutăm ceva de mâncare. Bă, deci ăsta, cică, e unul dintre cele mai bune din oraș. Burgerii, burger. Hai să vedem. Cheeseburger? Cheeseburger? Ia, uite mil. Ah, ok. Fries? And iced tea? Lemon. No, Earl Grey tea. Earl Grey tea, you want hot or ice? Ice. Here. Oh, bine, am comandat un cheeseburger cu cartofi și Earl Grey tea. Dar nu-i lemon, e numai Earl Grey tea. No. No, bun, fiți atenți, Cabo Burger, best in town, zice. Dar e mic burger așa, ca ala de la Mac, așa la, cum îi zice, nu dimensiune. În fine, și cartofii, cred că-s făcuți de ei. Burgerul e cheeseburger. Nici nu se vede ce conține și hai să băgăm și vedeți că mi-au dat, nu ai stima, mi-au dat ceai din ăsta cald și eu l-ai băgat aici. O să fac ăsta, acceptibolis. Am dat o leacă și pe burger. Deci ăsta a costat vreo 38 de lei, tot, 40, cred, cam pe acolo. Nu-i neapărat ieftin, dar nu mi-a pus pic de zahăr. Ăsta e ketchup. Fii atent, s-a îmbibat cu ceai. Mai bunut. Carnea e bună. Are un gust de la... Zici că mânci cărnați. Nu e chiar bună. Carnea e așa moale, nu știu cum să zic. Cred că are și ceapă caramelizată, brânză roșii, salată, castraveți muraz, nu cred că. Nici e lungă asta.
Bă, cum am putut trezi mâna? Ora 2. Vă dați seama că la noapte, nu știu când m-ai culcat, la 5 dimineața. Asta nu-i dulce deloc. Dar e ok. Nu bag atâtea zaharuri. No, bune. Ui, no, bine, mă, cam atâta pe aici, pe în Hong Kong. Ce am mâncat în clipul ăsta, o cam alunecat chiar destul de bine atunci și ne auzim data viitoare.